dar în general cam asta a fost filozofia echipei de-a lungul timpului. Atenție la faza Adilie, în care Adilie, cea mai neinspirată decizie, mingea revine la gol, Steaua, minutul 4. Trupa lui Daniel Oprița deschide scorul, început ideal de meci. Hai să vedem acum replica Buzăului. Steaua e foarte hotărâtă să ia punctele aici pe Municipalul din Buzău, unde anul trecut însă a pierdut cu 0-1. Adrian Ilie are un nume foarte greu în spate de dus. Ia să vedem. La limita offside-ului, asistentul a lăsat fanionul jos. Dacă am fi avut VAR, evident că ar fi intervenit. Dar ce noroc are Adi Ilie, se trezește din nou cu mingea la el din câteva devieri, apoi de pe loc, fără elan, cu exteriorul piciorului stâng, trage în stânga portarului, greab și deschidere de scor. Bravo regizorului. Ia să vedem. Vine șutul, oh, peste, dar bun. Încurajator pentru jucătorul Buzăului și pentru gazde așa în general. N-a fost la execuția. Și iată și reluarea din spatele porții. Puțin la două palme. Vali Bărbulescu din nou, Chipirliu. Adilie acolo, reușește să se echilibreze. Ilie scoate bine, ia să vedem față. Gol! Alin Raicu, 2-0 Steaua! Ha-ha! Bravo, domn general! Bravo! Dar și echipa domnului prim-ministru e bună, nu e bună. Stați liniștiți că Buzău, spuneam, are 3 victorii acasă, dar la 0-2 e mai greu. Hai să vedem ce se întâmplă de acum încolo. O jumătate de oră, din punct de vedere tactic, impecabilă pentru echipa Armatei, foarte bună, foarte bună pasa, nu e offside la limită, stă aici Adilie, continuarea este impecabilă, iată gol și pasă de gol, aici nu, aici este golul lui Adilie, cred că regizorul vrea să ne dea acum ambele goluri, sau golul marcat de Ilie și pasa pentru puștul Alin Raicu, care înscrie și el, iată din campionat, se află în această situație. Sperăm că la Piatra Neamț lucrurile nu se complică. Oh, ce eroare a lui Oala, șansă de gol aici pentru Chică Roșă. Gol! Chică Roșă! Buzău Steaua 1-2. A supărat domnul prim-ministru. 9 minute până la pauză. Ce v-am spus cu 0-2? E foarte periculos. Iasă și tribuna oficială. La fix vine golul acesta. Al 11-lea pe care Buzău îl marchează. Băieții lui Andrei Preperiță s-au trezit la timp, dar ce eroare face Wallace! Oh, brazilianul n-a fost ca pe Copacabana aici, ia să vedem. Tănase în marginea terenului din prima. Aoleu, ce eroare face Wallace! Ia, și e decisivă această greșeală, e decisivă. Chică Roșă controlează bine balonul cu latul piciorului drept pe lângă puștul Furculescu și este gol de atacant veritabil, care speculează de eroarea apărării adverse. Împinge bine, împinge Chică Roșă. E poziție, lovitură de gol. Ia să vedem. Dumitrache! Gol! Buzăul! Extraordinar! Formația din Crim egalează! Ce execuție am avut, gura aurită! Hai, ce echipă are domn prim-ministru! Senzațional! Senzațional! Formidabil șutul lui Vali Dumitrache, care a marcat și cu UTA, spuneam, în Cupa României, minutul 32 atunci, zilele trecute, de fapt, mă rog. Acum, înainte de pauză, înscrie din lovitură liberă. Extraordinară execuția de la Deveselu, a venit balistica asta. Senzațional. Hai, dacă și Haimarsu de la Focșan trage așa, praf îi facem. Extraordinară faza lui Vali Dumitrache. 2-2, ce repriză avem, ce v-am spus că e 2-0, e mortal scorul ăsta, este... ...repădându și spune la 17-18 ani, undeva acolo. Vine centrarea din alergare, hoooo!
Ochii Pirliu! La un crampon de 3-2 Steaua. Extraordinară faza, ce bine a curs. Centrare din prima din margine al noului intrat Dobrescu. Oh, Bogdane! Ce fază face Steaua aici? E șut, da. Ia să vedem faza. Un jucător sări scăzut. Atenție! Oh, se cere penalti și arbitrul îl dă! Arbitrul îl dă! Buzăul are șansa lui 3-2 de la 0-2. Așa a fost și prima repriză. Liniște, liniște și apoi a explodat meciul. Acum e la fel. Acum e la fel. Hai să vedem. Cartonaș galben. Ia să vedem. Ratează Vali Bărbulescu intervenția. Un șut al celuilalt Vali Dumitrache. E un hența lui Peța. Singurul VAR pe care îl avem la meciul ăsta sunt relorile de pe camera de intermediar. Peța este nefericit, nemulțumit aici că a luat galbenul. Dean, cel mai probabil te-ai dus cu brațul acolo. S-a dus la, nu știu, în ultimul moment. A apărat la o ultimă decizie disperată. Iar steliștii au o discuție cu arbitrul Andrei Antonie. E frustrare maximă. Ia să vedem încă o dată. Chică roșă. La brațul drept, care părea că era lipit de corp. Zăul o poate întoarce pe Steaua. Doar arbitrul Cristi Dumitru, dă sus și gol, Buzăul, 3-2. Formidabil, minunea se întâmplă în crângul Buzăului. Lăsat puțin să ascultați bucuria suporterilor și iată manifestarea de bucurie. Execuție perfectă. Impecabil, nimic de zis. Cristi Dumitru a așteptat de mult timp în momentul acesta și îl dorea. E al treilea gol în campionat și acum da, devine marcatorul echipei cu mare mediu. Boiciuc este înlocuit și el. Ia, e offside aici la Chipiliu, e offside. Oh, gol! Gol, 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 Chipiliu, dar mi s-a părut offside. Vai ce gol marchează Chipiliu, al șaselea gol! Marco Van Basten din Ghencea scrie la Buzău. Senzațional golul. Bravo, Bogdane. Fabulos. Fabulos. Aștept reluarea. Ia să vedem. Ia să vedem. Ia. Aolo. A? Deși era în partea cealaltă unul dintre apărători, Pârvulescu, dar ce prelungire pune aici Ciuciucov. Și Bogdan Chipirliu. Wow, 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 ce gol. Ce gol! Cum a așteptat mingea asta și momentul ăsta e pentru prima dată când într-adevăr își poate arăta cu adevărat clasa. 3-3, meciul sezonului în Liga a doua pe Prima Sport. Fantastic! E o fază la limită, a fost atât de rapidă încât din devierea lui Ciuciucov cred că i-a fost foarte greu asistentului să stabilească cu adevărat. Dacă... Gol! 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 Buzăul! 4-3! Da, ce fotbal au ăștia în România! Incredibil! Incredibil! Nu se poate așa ceva! Nu e de la noi! Nu e de la noi! Priviți ce e aici! Priviți ce e aici! E ca la nebuni! Golul sezonului! Poate că vine un pic prea devreme, dar asta e! Buzăul trece prin niște stări absolut uluitoare. Cred că este un meci care va influența istoria clubului. Formidabil! Angelov acolo și cine e aici? Mihaiu, da, care a fost rezervă. Andreas Mihaiu. Nu-l atacă Beța decisiv, se duce târziu să-l tamponeze, dă întors, Fruculescu nu ajunge și Mihaiu își readuce echipa în avantaj. Extraordinar final de partidă, 4-3, 2-0 Steaua,
3-2 Buzăul, 3-3, acum 4-3 Buzăul, într-un minut două goluri. Că n-ai înțeles, că tu nu înțelegi pe românește ea. Aoleu, câta offside, lui v-am zis că e offside. Mamă, ce offside, îi mulțumesc domnului regizor. Aoleu, câta offside-ul. Domnul asistent, chiar așa? Hai, domnule, ce naiba. Centrare aici și ocazie de gol! Gol, Steaua! Aoleu, ce e aici? Vai ce e aici! Vai ce e aici! 4-4! Buzoienii cer faul la portar! Meciul secolului în Liga a doua, în direct la Prima Sport! Asta e! Nu ne mai trebuie nimic altceva, ia să vedem! No, no, s-a împiedicat de al lui! S-a împiedicat de Izata! No, nu e fault. Aici arbitrii au dreptate. No, 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 no. Izata este cel care îl încurcă pe Grab. Este gol regulamentar. Nu a fost ăsta golul de golul 3 al Stelei. Acolo e un offside grav de tot. Mod normal, asta va duce la o suspendare arbitrului asistent. Trebuia să vadă momentul. Și iată cum Steaua egalează la Buzău.